Salutări, bine v-am găsit la un nou episod din Sirenele. Și la o nouă reacție din Sirenele. Da, să dați like și subscribe și click pe acolo pentru mai multe reacții și pentru mai multe videoclipuri, pentru mai multe... Da, gameplay-uri, fac și jocuri, fac de toate, mai jos jocuri, fac de toate, adică da. Lasă și subscribe și click pe acolo. Pentru mai mult. Din episodul anterior, le-a transformat pe cele trei fete de 16 ani în sirene. De data aceasta, ele și-au dat seama că magia chiar există. Hei, fetelor, nu știu cum să vă spun, dar sunt o sirenă! Oh, pe bune! Și voi? Și e foarte important, fetelor, să păstrăm secretul că suntem sirene. Tu le vezi? Nu, nu văd nimic. Nu trebuie să ne vadă așa. Transformați-vă, scoteți-vă lănțișoarele. Ce înseamnă asta? Chiar amuzant pare. Cum sună. Adică, pe bune. Poți să le scoate jos? Poți să le dea jos aceste medaloane și să nu mai fie sirene? Pe bune? Nu. Deci chiar vreau să știu cine a scris scenariul. Nu, pe bune. Cine a scris scenariul acestui serial? Cine i-a scris scenariul și povestea? Că sunt curios. Pe bune. Doamne, unde am ajuns? Nici nu știu unde sunt. Of, unde a fi Selena? Hei! Vin să te ajut dacă ai nevoie. Nu pot să fii aici. Sunt dezbrăcată. Ne pare rău. N-am vrut să te lăsăm barcă. Dar ce facem acum? Că Ricky ne știe secretul. Ricky? Ia-te. Exact ce mai sunt. Sunt curios. Da. O chestie care vreau să o știu neapărat în acest moment este... Ce naiba căuta Ricky noaptea, pe stradă, așa, într-o parcare, așa. Ce naiba căuta, pe bune? Ce naiba? Cine stă într-o parcare noaptea? Și cu telefonul așa neatent, uite, așa neatent. Cine naiba stă? Ia să vezi dacă filmezi bună, căde. Cine n-ar iba stă pe bune, Abico, bă, acum che urmează. No. Radu și Virgil investesc în acțiuni. O reclamă. Radu folosește eToro pentru a investi în acțiuni La mare bună să facem. Sirenele, episodul 4, Vânătorii de sirene. Bun. Hei, ajutor! Hei, ajutor, cineva! Ajutor! Dați-mi drumul! Cine sunteți voi? Noi suntem Ordinul. Ordinul? Ordinul? Ce-i asta? O glumă proastă? El crede că glumim. Nu glumim! Noi suntem Ordinul și vânăm sirene de mii de ani. Sirene? What the? De mii de ani? Pe bune? De mii de ani, așa cum am sunat, mii de ani. Cum sunt ce numele chiar? Mii de ani.
Deci, de 10 secole există acest ordin sau care e treaba? Pe bune, venează sirene. O stă la ordin, nu alta. Nici nu există sirenele. Există. Și asta este dovada. Strămoșii noștri au vânat sirene. Acum este timpul nostru și al tău. Este greu de crezut, dar în curând vei înțelege totul. El chiar nu știe cine este cu adevărat. Bunicul tău chiar nu ți-a zis nimic. Bunicul? Ce treabă are bunicul? Vei afla în curând. Acum avem altă treabă. Te vom elibera, dar să nu spui nimănui. Devine interesant. Iar pe plajă. Îmi place mult să mă plimb pe plajă la răsărit. Îmi aduce aminte de mine, acum 10 ani, când am găsit medalionul acesta magic. Oare de ce eu? De ce a fost acolo chiar când am trecut eu? Cineva a știut că voi fi sirenă peste câțiva ani? Oare cine este? Cine mai știe despre asta? Trebuie să aflu cumva. Wow. Adidas. Dar ce treabă are cu ea? Oare? Sunt curios, ce treabă are cu ea? Adică, da. Iar pe plaje. Măi, dar acest serial are ceva cu plajele și cu marea, pe bune. Adică pe plajă, mereu pe plajă. Se mai schimbă locația. Fetelor, mersi că ați reușit să veniți la ora asta. Spune-ne, de ce ne-ai chemat? Ce ai aflat? Da, spune-ne mai repede. Este vorba despre medalioane. Eu cred că totul a început de când eram foarte, foarte mici, când eram copii. Și medalioanele astea au fost predestinate nouă, adică... Când ai un prieten care are nevoie de ajutorul tău, fii acolo pentru el, la orice oră îți cere. Și la 6 dimineața, cum le-am chemat eu pe fete. La 6 dimineața? Să vorbim despre ceva important. Nu știu, eu l-am găsit în apă, efectiv atunci a apărut în fața mea. Tu l-ai găsit în piscină. Tu l-ai găsit în cadă. Totul în cadă? ...de legătură cu apa. Și, nu știu, mă gândesc că poate părinții noștri au avut o legătură cu asta. Sau înseamnă că poate medalioanele astea au fost predestinate să fie ale noastre. Și poate cineva ni le-a pus acolo, adică s-a gândit că noi am fi cele mai bune deținătoare ale medalioanelor. Nu credeți? Eu pot să mă duc la bibliotecă să citesc mai multe. Perfect. Eu pot să caut online. Ok, super. Și eu cred că... Online? De ce a existat ceva online? Adică pe bune? De ce cine a căutat online? Nu contează pe ce site, pe chestia asta. Cine naiba a căuta despre sirene, adică originea lor, adică pe bune? Cine? Să căute asta de istoria lor. Există măcar istoria sirenelor pe Google? Nu știu, dar să ne uităm mai departe. Trebuie să mă duc să aflu mai multe de la bunica sau de la mama. Trebuie să știe mai multe despre cum a ajuns medalionul ăsta la mine. Și încercați și voi să vorbiți cu părinții voștri. Da. Poate există o istorie despre
medalioanele sirenelor și poate arată chiar așa. Habar n-am. Trebuie neapărat să căutați multe chestii despre sirene, da? Pur și simplu căutați cărți despre sirene, știri despre sirene și ne întâlnim tot astăzi la plajă. Știri? Deci, istoria. Și mai pe seară să vedem ce am aflat toate despre medalioane, ok? Trebuie să aflăm secretul medalioanelor noastre. Hei, ți-ai comandat deja noua colecție Back to School? Da. Ce? Ce-a servat? Nu s-a terminat. Că nu, intră acum pe site-ul meu www.andragogan.ro și fii primul din clasa ta care are mască, tricou, caiet și ghiozdan marca Andragogan. Intră în apa mării și nu te teme. Interesant. Sunt pe multe culori și diferite modele. Avem și caiete cu serialul Sirenele. Comanda acum și primești un cadou din partea mea. Stocul este limitat. Bine. Of, iar mă sună Ricky. De ce te tot sună? Ce are? Vrea să știe unde sunt. Nu i-ai spus că ești cu noi pe plajă? Nu, voia să vină cu mine. Oh, iar mă sună Ricky. Frații mai mari trebuie să fie mereu atât de protectivi? Mă rog, asta e chiar foarte drăguț, că are grijă ca Lena să fie bine. Chiar e super, Ricky. Mă rog, să ne întoarcem la povestea noastră. Auzi, da, ți-a mai pus întrebări legat de noi, legat de faptul că suntem sirene? Oare știe? Nu, am încercat cât de mult am putut să le vid. Foarte bine. Dacă întreabă cineva ceva, noi nu știm și n-am auzit nimic. Da. De acord. Apropo, Selena, Ricky a cam întrebat de tine. Ce? De ce ar întreba despre mine? Nu știu, pur și simplu a întrebat. Nu pot să cred că a întrebat despre mine. Nici eu nu pot să cred. Și faptul că i-a spus Lenei despre asta, chiar e foarte curajos. Oare știe că și eu mă gândesc la el? Milen, ce părere ai? Poate te place. Poate nu. Poate îl place. Poate nu. Opriți-vă. Poate tot poate, nu? Nu mai spuneți asta. Oh, iar mă sună Ricky. Închii, bei. Cineva? Nu prea cred. Dacă e Ricky, dacă ne-a urmărit până aici, ce să caute Ricky aici? Adică este un loc super pustiu, nu-l știe nimeni. Hai ca să fim sigure să ne ascundem în apă. Ok, hai. Până la urmă suntem sirene, nu? Da. Ce-mi place, a lăsat hainele alea acolo. Ce bine că am ajuns la mal, credeam că nu mai ajungem. La mal? S-a dus pe altă plajă. Pe bune. Arată step sirene. Bine că nu ne-a văzut nimeni. Știți, până la urmă m-am gândit, să fii sirenă chiar este foarte tare. Avem atâtea avantaje. Putem să nătăm oricând. Și avem cozile astea super drăguțe. Și colorate. Și întâlnim băieți drăguți. Sper că nu cu Ricky. Ce legătură are asta cu sirenele? Nici o legătură. Sper că medalioanele astea o să ne ajute să legăm o prietenie foarte frumoasă mult timp de acum înainte. Ce amuzat. Thank you.
Acum că iar ăștia, ia ordinul. Privat number. Oare cine aș putea să fie? Avem prima misiune pentru tine. Wow. Dar cum? Ce radar ăștia? E radar pentru sirene? E radar pentru sirene? Da. Wow. Ricky intră de partea lor. Ce n-acas timp este si... fratele unei sirene. Deci devine interesant, nu? Adică e interesant, n-ai ce să spui. Interesant, interesant. Ce n-acas timp? Amuzant. Lasă-i subscribe și clip pe acolo. La revedere!